Salutare și bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi am hotărât să filmez un nou vlog. Astăzi este zi de update. Este miercuri și zi de picioare. Antrenament de picioare. Update-ul pentru Patrick îl fac miercurea și duminica. Sunt după 3 zile de low carb. Astăzi am zi de high carb. Dimineața m-am cântărit și aveam undeva la 109,7 kg. Timp de 3 săptămâni, nu, chiar 4 săptămâni, kilogramele s-au stabilizat aici la 110 kg. După ziua de fiecare dată, după ziua de high carb, am undeva la vreo 110,5-111 kg. Dar condiția s-a îmbunătățit. Se îmbunătățește de la update la update. Nu știu dacă ați văzut în postarea pe care a făcut-o Patrick pe Instagramul lui. A explicat acolo ce și cum se întâmplă cu cu procesul prin care trec eu. Am ajuns în parc, unde în această pregătire o fac de fiecare dată update-ul la lumină naturală. Așa că haideți la treabă și ne auzim mai târziu. Am revenit cu masa numărul 2. Avem aici 120 grame de orez și 200 de grame de vită cu puțină salată. O să am și masa cu numărul 3. Apoi mergem să antrenăm picioare. Probabil sau să vedem dacă pot să filmez ceva din antrenament și ne vedem mai târziu. Păi cam așa arată masa cu numărul 3 la mine. Și am pus caserola pe cântar și după cum puteți vedea acolo, 806 grame, caserola are undeva la 80 de grame. Este ceva mâncare aici. Așa, și să mai facem un lucru. Apăsăm aici. 0. Ia, să mă uit aici. Deci, ce spune uleiul dumneavoastră? Deci chestia asta o ador. Uleiul ăsta de măsline face mâncare delicioasă cu puțină sare. Gata! Vedeți acolo 10 grame. Perfect! Este timpul să mănânc și ne auzim. Mă pregătesc pentru antrenamentul de picioare, un antrenament care se anunță a fi greu. Cred că toate antrenamentele pe care le fac la picioare sunt extrem de grele, dar îmi plac challenge-urile, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Normal, am în timpul antrenamentului 15 grame de aminoacizi esențiali EAA, am rămas fără. Și așa că o să compensez cu BCAX5, cu aromă de cola, extrem de bun, extrem de bună aroma. Și ocupă, are cam 5-6 grame, deci o să punem 3 cupe, mai așa, mai cu încredere. BCAX5. Am zis că să vă arăt și vouă rutina mea de
tot vă postez pe Instagram rutina de dimineață, dar rutina dinaintea antrenamentului este cam tot aceeași. Mie mi-a ceva timp să mă pregătesc pentru antrenament până fac pre-workout, intra-workout și post-workout, să-mi pregătesc hainele, mă îmbrac, până ies din casă undeva la jumătate de oră, chiar și mai bine câteodată, dar na, asta este. Așa, amestecăm bine și să nu dăm pe lângă. Aici avem intra-workout-ul, pre-workout-ul. Ca și pre-workout, astăzi folosesc Fury. Cred că o să bag două cupe. De obicei folosesc doar o cupă, pentru că mie Fury îmi dă destul de tare față de Warcry, dar în această perioadă chiar am nevoie de el să mă agite puțin. Și dacă vă place aroma, combinația de aromă dintre dulce, acrișor, ăsta este perfect. Are o aromă de sour apple, adică de măr acru, după cum se vede și culoarea verde. O aromă foarte, foarte bună. Ia. Dacă vreau să pun două cupe, trebuie să pun chiar două cupe, să nu depășesc, pentru că nu mai pot să mai dorm la noapte. Deci, Fury ca pre-workout. Păi, am ajuns la sală, am ajuns la antrenament, bem pre-workout-ul, ne încălzim puțin 50 minute pe bicicletă și îi dăm drumul la treabă. Sper să pot să filmez ceva, poate mă ajută cineva să mă filmez, să filmez măcar seriile de top la fiecare exercițiu pe care îl fac la antrenamentul de picioare, așa că stați aproape. Păi, am făcut setup-ul pentru seria asta. Am făcut praștia. Pregătit? Mai intens. Every day. Action. Urmează George. Are testul pe urechi. Nu mă aude. Dar am început cu extensii la aparat. N-am mai filmat aici. Am făcut 3 serii. A fost mai mult o pompare, încălzire. Exercițiu numărul 2, presa. Și după cum v-am spus, filmăm doar seriile de vârf. Acum urmează George. Hai să-l vedem.
Bun. Intens. Hai la treabă. Bun.
Am zis că filmăm doar seriile de vârf, dar am filmat cu 4 discuri aici, pentru că am pus și ambele elastice. Normal, seria de vârf ar trebui să fie cu 5 discuri. O să încercăm să vedem cum facem și cu seria următoare. Am reușit să terminăm și antrenamentul. După cum ați văzut, am făcut antrenamentul cu George. A fost un antrenament bun. Băi, nu știu dacă mă vedeți, sunt în mașină. Afară s-a înoptat cu lumina asta de la... Așa... Eu sper că v-a plăcut ce am filmat astăzi. O mică parte din rutina mea. Zi de high carb, zi de update pentru antrenor și antrenament de picioare. Am reușit să filmez câteva exerciții, seriile de top. În mare parte sunt mulțumit de antrenamentul pe care l-am făcut. Sincer, n-am mai avut timp să fac un exercițiu de femural și ceva gambe, pentru că sala la noi închide la ora 9. În fine, nu mai contează asta. Am uitat să vă spun, nu uitați să folosiți codul de reducere la Genius Nutrition. Pentru fiecare comandă pe care o dați, aveți o reducere de 12% folosind codul ALFRED12. Și după cum v-am spus și data trecută, în vlogul de data trecută, mă puteți ajuta și pe mine dacă folosiți codul meu. Din nou vă repet, ALFRED12. Băi, eu vă mulțumesc că vă uitați la mine. O să încerc pe cât posibil să filmez în fiecare săptămână. Abia aștept să vină perioada aia de concurs în care o să filmez aproape în fiecare zi. Atunci o să am mult mai mult content, să zic așa, de filmat. Abia aștept să filmez antrenament cu Patrick în Italia. O să mă întâlnesc cu el, o să mă antrenez sub îndrumarea lui acolo în sală. Adică o să fie fun. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram. Dați un share, un like și un subscribe la acest canal pentru a crește și cu astea, cu crescând canalul acesta, o să pot și eu să mă implic mult mai mult. Așa că vă aștept acolo. Vă mulțumesc încă o dată pentru că vă uitați la mine și că susțineți munca mea. Vă salut și ne auzim pe data viitoare. Bum!